Caravana Portocalie s-a deplasat la Gura Humorului în frunte cu Daniel Cadariu, vicepreședintele Partidului Democrat Liberal Suceava și totodată al Consiliului Județean, deputații Gabriel Gospodaru și Ioan Bălan, senatorul Sorin Fodoreanu și directorul de campanie al Democrat Liberalilor Suceveni Ion Lungu. Așa cum se poate observa, astăzi caravana Portocalie a PDL-ului a ajuns la Gura Humorului, aici în orașul domnului Flutur. Așa cum ați observat și dumneavoastră, lumea ne-a primit cu multă simpatie, cu multă căldură. Este clar că bucovinenii sunt oameni hotărâți, și ferm ca Traian Băsescu și avem convingerea că aici la Humor vor vota pentru Flutur și pentru Băsescu. Suntem convinși că pe data de 22 noiembrie vor spune un da hotărât pentru referendum, vor spune un da hotărât pentru Băsescu. La întâlnirile electorale de la Gura Humorului, liderilor organizației județene a Partidului Democrat Liberal li s-au alăturat și peste 100 de tineri purtând însemnele partidului. Aceștia s-au deplasat în toate cartierele pentru a le prezenta alegătorilor atât programul de campanie al lui Traian Băsescu, cât și modul în care administrația județeană s-a implicat până acum în dezvoltarea orașului lor. Cu această ocazie am reamintit humorenilor lucrurile pe care de un an și jumătate președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur le-a făcut și le va face pentru Gura Humorului, argumente pentru ca humorenii să dea votul lui Traian Băsescu, care garantează PDL-ului participarea la guvernare, care garantează orașului Gura Humorului investiții de aici încolo. Să votați cu Băsescu neapărat! PDL-ul ține de ploaie, PDL-ul duce greu!